Salut și bine te-a regăsit! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 12 al sezonului 3 din podcast despre bani. Alături de mine, azi se află Cătălin. Salutare, salutare și la mulți ani pentru toți românii. La mulți ani. Astăzi, în momentul în care facem înregistrarea acestui podcast, este ziua națională, 1 decembrie. În momentul în care tu ne asculți, este deja mâine și. Este 2 decembrie. Tare. Și până atunci, ascultăm un intro, nu? Exact. Hai să ascultăm un intro. Podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Ne poți susține printr-un like și un share. Asta înseamnă că atingi ușor butonul de like până se face albastru și apoi să-l lași în pace. Dacă-ți place podcastul nostru, nu uita să-l trimiți și prietenilor care crezi că sunt interesați de el. Ne-am întors. Astăzi discutăm despre cărcotaș. Continuăm discuția pe care am avut-o data trecută cu Daniel, cu invitatul nostru, și vom discuta uh, din nou despre cărcotaș. Cătălin, cum e cu cărcotașii? Și proprietari, și chiriași, și oameni care vin la vizionări, și peste tot. Cărcotaș, și în general vorbim din imobiliare, da? Cine, cine știe că am tot vorbit despre faptul că investiții imobiliare, după părerea mea, sunt despre oameni, nu sunt despre clădiri. Am spus-o de mai multe ori și mă amuză de fiecare dată. La început mă enerva, într-adevăr, generat o fel de emoții din astea negative. Acum deja este amuzant când întâlnesc în piață cricotași, care sunt de mai multe tipuri, cumva, dar. În general, în momentul în care ai un pic de antrenament, poți să-i vezi de la o poștă, de la o distanță. Și deja, după primele cuvinte, după primele vorbe, hai să zicem, în maxim două minute, poți să-ți dai seama, că, aha, ăsta sau asta e unul de la, sau daia, care sunt Cât Câteodată și de la telefon. Exact, exact, exact. Și ca să, să mergem la concret, am, am un exemplu chiar recent, cred că -are, are câteva luni de zile. Nu e de pe telefon, e din mesagerie. Și în momentul în care. Sau hai să, să reformulez un pic. În general, când chiriașul sau proprietarul sau vânzătorul sau cumpărătorul începe discuția sau negocierea cu evidențierea problemelor, de obicei, bine, cam așa fac toți, dar de obicei când se insistă pe probleme deja ar trebui să te aștepți să ai de face cu un cârcotaș. Cârcoteala asta fie este voluntară, voită, pentru că așa auziți ei că se negociază sau că speră cumva relativ inconștient să reducă prețul, scopul în principiu este același. Să-ți arate că ceea ce oferi tu, produsul tău, indiferent că vorbim de închiriere sau de vânzare, are un defect sau mai multe și prețul pe care îl cer tu este prea mare. Și atunci ar trebui să lași la preț și să justifice faptul că nu vor să-ți ofere prețul cerut. Am înțeles. e ok, e ok ca abordare, e normală, orice negociere se începe așa. Dacă ascultătorul își aduc aminte, eu chiar recomandam într-o negociere să mergi cu o ofertă nesimțită. Deci să te simți tu prost când îi spui cifra respectivă omului sau când îi faci oferta respectivă. În felul ăsta practic testezi că poziția de negociere de pe care se află persoana respectivă este solidă sau cât de solidă este. Uh -huh. E ok cum spuneam ca abordare de deschidere a negocierilor. Dar în momentul în care persoana insistă și vine cu două, cu trei, cu patru, cu cinci cărcotel hotel, cu chestii care nu sunt pozitive legate de produsul respectiv, cum spuneam, de imobilul respectiv, deja cădem în partea cealaltă și exact cum spuneam, intenția, fie ascunsă, fie pe fața persoanei respective, este să demonstreze că produsul tău are o hibă și atunci ar trebui să-l lași la preț. Uh -huh. uh, și să revenim la exemplu, dar asta era ca idee generală, nu știu la tine cum e, cum vezi tu, Ștefane? Uh, Eu sunt un pic cu Așa. Tu și după aia o să, o să spun și perspectiva mea. Da. Și exact o situație de genul ăsta am, am avut o discuție interesantă. cu spuneam, deja e amuzant pentru mine că îi vezi de la prima. de la modul cum deschid discuția. Adică, în momentul în care o persoană te întreabă despre o informație care este disponibilă deja în anunț, uh -huh. ăsta e primul. apare primul semn de întrebare, se aprinde primul mini beculet, să spunem. La mine e deci, un, moment... un bec foarte mare roșu când întreabă ceva din anunț. Da. Deci, în cazul de față, persoana respectivă mă întreabă bună ziua, unde este situată mai exact? Mă refer, se referea la o garsonieră. Da. Îmi puteți trimite locația în condițiile în care anunțul și majoritatea anunțurilor pe aproape pe orice site în ziua de astăzi au și locație. Sau măcar în anunț, eu cel puțin. Am suficientă experiență atunci când mă joc cu anunțuri, să pun locația, să spun măcar cartierul. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta și când pun adresa exactă, de zic, mm -hmm. în cartierul X, pe strada Y, la numărul Z, nu spun blocul, dar oricum, dacă ai zis numărul, e clar că îl găsești pe Google Maps sau pe orice fel de hartă, de asta online îl găsești și întreabă, da, pe unde e. Exact, exact. Deci, de asta spuneam și vin și se leagă atât de greșelile sau de chestiile care într-adevăr sunt reale și s-ar putea lega cineva într-o negociere, uh -huh. cât inclusiv de chestii care nu sunt reale. Scopul lor până la urmă este să te deruteze pe tine, să te enerveze, să te irite, astfel încât să-ți producă o stare emoțională scăzută și în felul ăsta să încerce să te manipuleze într-o formă sau alta. Uh -huh. Da? Bun. Mergem mai departe. Pe exemplu de care spuneam, da? În fine, i-am răspuns și am trimis adresa detaliată, după care persoana respectivă îmi spune mulțumesc, ok. care e ultimul preț? Direct la obiect și după aceea, ca să cumva să puncteze, îmi spune, vedeți că este la etajul nou, adică să nu cumva să-mi închipui că eu pot să obțin prețul din anunț, pentru că e la ultimul etaj. Nu știai că e la etajul nou? <laughs> da, iar informația tu, era trecută tu nu știai. În anunț. Exact, exact. Da, și eu nu știam, da. Dar exact cum spuneam, modul în care a comunicat întrebarea Exact. a trebuit să puncteze în uh -huh. mesajul trimis în comunicarea respectivă un aspect negativ care ar fi trebuit să mă determine pe mine să las la preț. Bun. În momentul în care a văzut că eu nu cedez în sensul că i-am spus ok, ai toate informațiile în anunț, acela este prețul, etajul nou scrie despre faptul că etajul este la etajul nou, după care, exact cum spuneam, anunțurile mele sau ale oamenilor cu care lucrez eu sunt detaliate sau conțin toate detaliile posibile și imposibile. Uh -huh. Și... <coughs> Din nou, știu că atunci când primesc o întrebare stupidă, să spunem, mi-e așa este. Adică, următoarea întrebare era: aveți centrală informație care, din nou, se regăsea în uh, anunțul respectiv, da? Uh, okay. După care, ca să pot să. deja, Adică, deja era distracția prea mare și răspunsul meu a fost: Ok, vă interesează pentru dumneavoastră, pentru că am sesizat o abordare de genul ăsta în sensul de a culege informații despre anunț, deși eram, eram fel convins că este persoană fizică, dar am observat că unii agenții imobiliari, mai ales cei la început de drum, de carieră, vin și încearcă să preia imobile în portofoliu agenției, ceea ce este o abordare ok, dar de obicei când vin, vin și pun întrebări ca și cum ar vrea să ar fi interesat să vină să Închirieze imobilul respectiv și ulterior vin și spun, ok, s-ar putea să avem un client după ce adună toate informațiile, v-ar interesa o colaborare. Uh -huh. era, de să, da, era de așteptat să nu fie cazul aici, pentru că exact cum spuneam, dacă nu toți, majoritatea agenților culeg întâi informație din anunț. E foarte rar să vină un agent să te întrebe despre o informație care deja există, e disponibilă în anunțul de pe internet da, sau de pe... Mie internet. mi s-a întâmplat. Chiar da? Din, da. Din păcate. Adică... Am înțeles. Răspunsul, răspunsul e, da, ați citit anunțul? Adică... Corect. Sau puteți să ne trimiteți și nouă niște poze și zic, păi am pus șase poze acolo, de unde l-ați luat? De pe site-ul X. Păi aveți șase poze, adică mai mult de șase poze pentru o garsonieră, da, nu știu ce să, ce să nu mă e mai... e nevoie, da. da. E, vezi? Experiența ta diferă. Eu n-am întâlnit foarte mulți agenți care să pună întrebări de genul ăsta. Poate altă zonă, cine știe. Da, da. Ok. Bun, hai ca să terminăm cu... Uh -huh. O, oh, mai am. <laughs> Acum văd și eu câtă discuție a fost. Ok. Și normal, ca să verific că nu cumva este o agenție imobiliară, deși eram aproape fel convins, am întrebat, e pentru, pentru tine, pentru dumneavoastră? Așa. Uh, și, desigur, că a confirmat, da, e pentru mine, și apoi am furnizat, practic am luat cu copy-paste anunțul întreg și am trimis din nou anunțul de pe site, practic l-am pus în mesaj. Da. Astfel încât să nu mai am vreo surpriză cu alte întrebări. La care, <laughs> următorul mesaj de la persoana este, aveți internet și cablu TV? informație care din nou era atât în mesajul de pe site, cât și în mesajul trimis, pardon, în postarea de pe site, cât și în mesajul trimis către ea. Sau cu, hai să vedem, 5 minute, exact cinci minute mai devreme. Înțeleg. Da? Ok. La care eu am reacționat cu niște emoticoane, efectiv. <laughs> și am prezentat ce s-a întâmplat cu în sensul cum au venit foștii chiriași. De obicei, imobilele mele sunt amenajate la cheie. Adică, practic, uh -huh. omul poate să vină doar cu geamantanele și să, se, să doarmă direct din prima seară. Da. Prea cheia și cu asta, basta. Bun. Și normal că a rămas în coadă de pește, ca de obicei, pentru că ei, ce, scopul lor este, exact cum spuneam, doar să te irite, după care să te lase să... Fierb cumva în sucul propriu, eventual, după un timp, să dai un răspuns înapoi și să zici ok, haideți că m-am răzgândit, haideți să vedeți, haideți să negociem, da, da, da. hai că las la preț. Din da? 10 proprietari sau 10 conversații de-asta, poate lasă cineva la preț. Tot Cred ce se poate. E ceea ce vor sau ceea ce caută persoanele respective. Da. Și treaba asta se întâmpla în cursul după amiezei. Da. Uh -huh. După okay. care, seara, deci la 4-5 ore diferență, primesc un nou mesaj din Senin, cum ar veni, și îmi spune, ok, puteți dă, până la urmă să îmi spuneți la cât lăsați chiria lunară, totuși. Uh -huh. Da? Deci, e, revine practic la punct, la esența am... discuției. Da, voiam da? un preț. Eu n-am văzut mesajul în seara respectivă, dar a doua zi am continuat conversația. <coughs> și m-am făcut că nu înțeleg. Da? La care mi-a răspuns, OK, păi scrie un preț și mai lăsa sau nu? Și de data asta eu chiar voluntar voit, am ignorat uh, mesajul respectiv uh, și au trecut una, două, trei, patru, cinci zile, cinci okay. zile, da. Cinci zile de la ultima conversație, de la ultima interacțiune, deci practic șapte zile de la prima interacțiune. Da. Și după toată această perioadă, mi-am adus aminte și am dat un mesaj. Garsoniera era deja închiriată în acel moment, totul era închis, dar de curiozitate, uh -huh. cum spuneam, din amuzament, am întrebat, ok, până la urmă vreți să veniți să faceți vizionarea sau ce facem? Uh -huh. Și culmea la într-adevăr, la o distanță, da, mi-a răspuns că am găsit un apartament mai, cu două camere la un preț mult mai mic. Pentru garsonieră cerați foarte mult. Așa că vă mulțumesc. mulțumesc. Ok. I-am mulțumit și eu și am crezut că ne-am despărțit prieteni sau ne-am despărțit după un amuzament în comun. Ok. Doar că Continuă surpriză. Toate. Doar că surpriză. Ok. <laughs> surpriză. Hai să vedem. După... Două ore, primesc din nou mesaj și îmi -mi face o ofertă. Și îmi spune, o puteți lăsa la prețul ăsta dacă o lăsați din spre garsonieră. Nu mai închiriez apartamentul cu două camere. Am înțeles. Și atunci, normal că eu am întrebat, ok, dar n-ați luat apartamentul că a spus că am găsit. Da? Uh -huh. Adică bănuiesc că ați găsit și l-ați închiriat, și din moment ce erau două camere clar, este o suprafață mai mare decât o poate oferi o garsonieră, deci Sigur. Avant, prețul este mai mic, adică nu văd niciun motiv să nu accesezi oferta respectivă. În fine, persoana mea a răspuns normal că a găsit, dar încă nu a încheiat contractul. Am înțeles. Ceea ce, din nou, dacă ar fi fost adevărat, pentru că până la i-am că nici măcar nu era, la, nu era adevărat, dar dacă ar fi fost adevărat, din nou, aici apare un alt bec mare de data asta, cum s-a prindea la tineri inițial, la mine s-a prindea un led mai mic, să zicem. Da, da. Dar de data asta chiar un bec mare pentru că asta denotă un anumit comportament. Adică dacă tu te pretezi la astfel de mojici să zicem, și mi le spui mie ca viitor, viitoare persoană cu care vrei să intri într-un contract E clar că sau eu ar trebui să mă aștept la astfel de comportamente, inclusiv în relația ta cu mine. Cu siguranță. În fiecare da? lună. Exact. Iar, iar eu n-am niciun motiv să am astfel de relații sau relații contractuale cu astfel de persoane. Asta sunt cu tot de acord cu tine. Adică e, e unul dintre uh, lucrurile cele mai neplăcute ca proprietar. Atunci când vezi că încerci să ai o relație ok, mm -hmm. și totuși primești niște răspunsuri care sunt făcute doar uh, deliberat ca să îți creeze o anumită stare, să te pună în un colț să zicem sau ceva de genul. Da, cum, cum spuneam și am pus la un moment dat am distribuit pe niște grupuri o postare cu Uh, persoanele de genul sau persoanele care vor să domine, de fapt, nu pardon nu vor să domine, care vor să câștige în acest joc al cumva al statusului. Uh -huh. Se folosesc de două metode marșilate. Prima metodă este cea de dominare și a doua este de nulificare în prima e cea atunci când te atacă pe față. Sunt da, da. haterii, sunt oamenii care vin și spun în față, băi, nu-mi place de tine, băi, ești prost, băi, știi, vreau la preț ăsta, chestii de genul ăsta. E, e ok, toți putem să le vedem pe ăstea, toți putem să vedem oamenii ăștia, dușmanii pe care sunt fățiși. Da. Doar că metoda cealaltă este mult mai periculoasă și mult mai puțin vizibilă, cea prin unificare. E metoda lașului, acelui care te înjunghie pe la spate, a persoanei care vine și în față spune ceva și după aceea, când îi întoarci spatele, spune altceva. Uh -huh, uh -huh. Uh, și eu îi apreciez foarte mult pe primii. Pentru că ăia sunt... Nu, serios, adică corect, omul corect. care spune uh, direct ce are nevoie sau ce vrea sau că nu-i place de tine sau că vrea un anume preț, e un om foarte valoros. El știe ce vrea... Și dacă se întâmplă să vrem să ne potrivim, ok, el propune un preț, să zicem, da? Și dacă e un mm -hmm. preț corect și pentru mine, atunci putem să facem o afacere. Dacă nu, atunci putem să mergem mai departe. Și niciunul dintre noi nu și-a pierdut timpul. Dacă, mm -hmm. în schimb, ești o persoană <coughs> care îmi pierzi șapte zile cu o negociere care poate nici nu e adevărată, e doar așa ca să vezi tu să te distrezi sau ceva de genul. Atunci mm -hmm. mi se pare că e, e un lucru. urât, ca să nu spun altfel că e Ziua Națională. Ei, nu, nu doar urât, este și periculos. Da, așa e. Pentru că, exact cum spuneam, scopul ascuns al, astfel, al unor metode de genul sau al oamenilor care folosesc astfel de metode este acela de a te pune jos, de a te face mic, de a te distruge, dar într-o formă ascunsă, cum spuneam. Um... Iar senzația este că simți că scazi, așa că nu mai ai putere și nu știi de unde. Pentru că omul vine și spune în fața, ok, îmi place garsoniera, îmi place apartamentul, îmi place. Uh -huh. Dar, totuși, tot ce spune după cuvântul dar, vine să uh, contrazică toată lauda pe care ți-a dat-o până atunci. Da? da? Exact. Uh, și ce vreau să spun este că. Întotdeauna oamenii ăștia au intenții distructive, iar modul în care comunică deși este aparent pozitiv, adică exact cum spuneam prin pozitiv, nu înseamnă că neapărat că vine și vorbește doar laudă sau chestii de genul ăsta. Nu, ai impresia că persoana respectivă chiar are o discuție constructivă cu tine, adică vrea să facă afaceri cu tine, vrea să faceți lucruri împreună, da? da doar da. că vine și își pune punctul de vedere. E În realitate... Intenția adevărată este doar de a distruge, cum spuneam, de a te convinge că produsul tău nu e bun, că tu nu ești bun și așa mai departe. Iar astfel de persoane, și asta acum am uit în, 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 unea, în instrumentul pe care îl folosesc eu mereu ca să evaluez uh, chiriașii, este că minte cu nerușinare în permanență. Uh -huh. Da? Mie mi-a luat ceva ani de zile ca să descoper că oamenii ăștia au tendința uh, cronică către minciună, dar în momentul în care am început să folosesc instrumentul ăsta, deja știam, cum spuneam, după primele 5 minute, după aceea acum, pot să spun că după primele două minute îmi dau seama de ei și știu și la ce să mă aștept din partea lor. E foarte deci... ciudat. Scuze mă. Mm? Te rog zic după. Nu, zi, zi, zi. E foarte ciudat că ei mint la anumite lucruri care nici măcar nu au rost. Adică, așa, din prima. Da. Câteodată doar de plăcere, doar ca să mintă. Nu. Adică... nu, fii atent, ei nu au conceptul de adevăr foarte clar. Ei mint pentru că nu știu să facă distinția sau diferența între adevăr și minciună. Pentru ei este același lucru. Orică mint, orică spun adevărul, da, este da, egal. Așa e. Este ok da. pentru ei să folosească minciuna așa cum este ok pentru el, ei să folosească orice instrument ca să-și atingă scopul. Iar scopul este acea intenție distructivă, cum spuneam. Uh -huh. Și atunci, un astfel, o astfel de persoană, un astfel de om, dacă va avea probleme sau nu numai dacă va avea probleme, în permanență, de foarte multe ori, inconștient, dacă intri într-un contract cu, cu el, Va face lucruri care să saboteze proprietatea, să saboteze relația. Întârzie la facturi, nu face curățenie, nu menține curățenie, nu mm -hmm. utilizează corespunzător aparatele electrocasnice și tot felul de chestii. Face gălăgie când știe foarte bine că, în intervalul orar de la nu știu ce oră, la nu știu ce oră, este program de liniște și știe că are o bătrânică la două uh, apartamente mai încolo, care are probleme cu odihna. Și așa mai departe. Deci, tot felul de acțiuni de genul acesta care îți afectează, ție, ca proprietar, starea imobilului până la urmă și afacerea în sine. Exact. Acum aș vrea să mă întorc un pic la ce ai spus tu, la modul de negociere. Cumva, la început, aveam și eu impresia că atunci când negociezi, trebuie să scoți în evidență lucrurile mai puțin frumoase sau lucrurile mai puțin bune într-o proprietate, mai ales când vrei să cumperi. Pe ideea că, domne, profitul se face la cumpărare, hai la cumpărare mm -hmm. să obținem un preț cât mai bun și cum putem să obținem prețul ăsta cât mai bun? Păi să-i spunem proprietarului care vinde, noi fiind cumpărători, uite, casa ta are, e la etajul nou, cum ai zis tu, sau e spre nu știu, spre o piață și e gălăgie sau e spre... Uh... E, e cu fața la nord. Da, e, e cu crește fața la nord. crește mult la geam. Așa, ok, e cu fața la nord, de Adică să-i spun lucrurile care mie nu îmi plac la garsoniera respectivă sau la uh -huh. imobilul respectiv, indiferent că era garsoniera sau altceva. Și de ceva timp am o altă abordare care e mult mai... Sinceră, nu că înainte mințeam că nu mințeam, mm -hmm. era adevărat, adică era spre nord sau spre uh, diferite avea diferite defecte pe care le, le vedeam. Dar e clar că defectele alea le știe și proprietarul, că el a stat acolo sau a avut proprietatea respectivă un an, 2, zece, 30 de ani. Mm -hmm. Și atunci, dacă îmi place o proprietate, îi spun de la început. Mie îmi place proprietatea dumneavoastră. Și se schimbă un pic aerul, în, uh, atmosfera în cameră. În atmosfera. Uh -huh. Da. Când îi spun îmi place proprietatea, se așteaptă așa, dar, dar nimic, îmi place proprietatea. Punct. Și... <laughs> da, punct. Dar punct. Și vezi așa că e o schimbare cumva și din... din punctul lui de vedere, în sensul că ok, putem să discutăm. E adevărat că nu fac o ofertă sau continui să fac o ofertă bună pentru mine, așa cum ai spus tu, nesimțită. Dar asta mm -hmm. nu înseamnă că trebuie să-i spun omului defectele pe care el le știe, pentru că nu mă ajută cu nimic defectele respectiv dacă le scoatem în față. Dacă îi spun, uite, îmi place că, uite, e... Uh, mare această garsonieră față de ce alte garsoniere am mai văzut eu sau e de comandată sau are mult soare sau un plat, nu știu, că are ventilație la baie sau lucruri de genul ăsta care sunt foarte importante și mie asta îmi plac. Dar eu pot să vă fac oferta de X pentru că pentru mine e o afacere și oferta de X funcționează pentru mine în momentul ăsta. Adică înțeleg dacă dumneavoastră nu sunteți uh -huh. de acord cu această ofertă? dar ea e cea care funcționează pentru mine. Dacă vă dau X plus 3000 de euro, nu mai merg cifrele pentru mine, că nu mai scot nimic, trebuie să aduc bani de acasă în loc să plec cu bani acasă. Și atunci, da. uh, el înțelege și cumva și punctul meu de vedere. Și e mai uh -huh. ușor să discuți. E mai ușor să ai un dialog real. Bineînțeles că sunt oameni care acceptă oferta și foarte mulți care nu acceptă oferta și nu sunt, consideră că e prea puțin sau, mă rog, dar oricum persoanele respective care nu ar fi acceptat, care nu acceptă, nu ar fi acceptat nici dacă le spuneam eu că e pe nord sau eu știu ce alte lucruri mai... mai că e, mai că e urâtă. La... Da, e urâtă. Că e urâtă. Da. Și cum, auzi? Și cum reacționează Proprietarii sau vânzătorii cricotași la abordarea asta? Mm, nu prea. A, mie mi se pare că au fost așa, că am, uh, cumva s-au pierdut. Adică nu au avut foarte multe lucruri de obiectat. Că până la urmă le-am spus că îmi place proprietatea lor. Ce pot să zic că nu e urâtă, nu vezi mm -hmm. că e spre nord. <laughs> Cum să spui așa ceva? Că e... E frumoasă, știi. Uh, nu se întâmplă, adică cumva sunt dezarmați la, la chestia asta, uh -huh. uh, și lucrurile pot să funcționeze mult mai ok cu cei care nu sunt cărcotași. Iar cei care sunt cărcotași, deja dacă încep să găsească alte motive, e clar că acolo nu o să reușești să faci o afacere. Dacă vrei să mai înveți câte ceva, să mai pui niște întrebări. Poate e un moment bun să faci lucrul ăsta, dar 99% din timp nu o să reușești să ai afacere acolo. Poate doar o să obții niște informații care să te ajute pe viitor. Mm -hmm. Uite că ai discutat, de, ai dus vorba de vânzători și de vânzarea cumpărare și stăteam și mă gândeam acum, când am avut eu de-a face cu vânzători și mi-a fost destul de dificil să găsesc uh, o, o situație dar mi-am adus aminte că, prin 2011 sau 2012, am avut o situație în care mă grăbeam foarte tare, în sensul că mă grăbeam cu achiziții, aveam deplasat niște bani relativ rapid și mă grăbeam. Timpul era mult mai important pentru mine decât uh, prețul. Și uh, vânzătorul și-a dat seama de chestia asta, numai că am negociat un preț, au fost toate bune și frumoase, dar în momentul în care am fost, am încheiat în printr-o agenție. Uh -huh. fost și da. care ne A fost intermediată și în modul în care ne-am prezentat în agenție să semnăm precontractul, subit oamenii s-au schimbat și au început să pună pretenții. Că ei vor avans mai mare, că să plătesc eu nu știu ce acte la notar și partea lor sau o chestie de genul ăsta, că okay. să plătesc niște restanțe la întreținere să le preiau eu, să nu mai plătească ei din, din prețul solicitat și așa mai departe. Tot felul da. De, da. de povești de genul ăsta. Încercând să mă, să mă forțez într-o formă sau alta să plătesc mai mulți bani, până la urmă. Da, indirect să fie prețul mai mare. Că... Da, da. da. <coughs> Și stilul era ceva similar cu ce spuneam mai devreme, în sensul că oamenii veneau cu tot felul de motive care mai de care, mai adevărate sau mai închipuite, ca să-i justifice acele solicitări majoritatea dintre ele nu erau adevărate sau nu erau reale. Erau pur și simplu motive și tot felul de povești ca să justifice uh -huh. de fapt ceea lor care ei știau că este aiurea sau este ciudată din moment ce noi căzusem de acord la un preț, da, dar sigur. trebuia să justifice față de mine de ce ei cer bani în plus. Uh -huh. Și uh, varianta cea mai... Uh, ușoară sau cea mai clară și sigură de a scăpa de din astfel de situații este, ca în orice negociere, să intri fără așteptări sau să fii pregătit, mai bine spus, să pleci oricând, să părăsești oricând negocierea. Uh -huh. În okay. momentul în care te încrâncenezi, și cam așa am văzut că se întâmplă și pe burse, din ce uh, am văzut și pe pielea mea, și discutând sau lucrând cu trader și cu oameni care investesc în, în burse, în momentul în care te încrâncenezi, Riști foarte tare să faci greșeli, și pe măsură ce faci greșeli, riști să le faci din ce în ce mai mari dacă te înclinci și mai tare. Și soluția cea mai simplă și directă este să pui stop, să marchezi pierderea cum, uh, cum se vorbește în trading sau cum înțeleg mulți care fac trading și să ieși, să părăsești negocierea în cazul de fapt. Uh -huh. Și de obicei funcționează rare ori în momentul în care s-a ajuns la o soluție win-win rare ori dacă părăsești negocierea, cârcota și de partea cealaltă a mesei o să, o să continue și o să spună, da, domnule, ok, nu facem tranzacția. Nu. Da, o să de se să răzgândească. Adică se e... răzgândesc, da. da. Și așa a fost și cazul, în cazul respectiv. Uite, aici tot vorbeam de cârcota și de persoane care sunt Bine, ai, tu ai zis de cumpărare, dar eu vreau să-ți spun de un cărcotaș la vizionări foarte de curând. Am uh -huh. avut uh, o doamnă sau o domnișoară, nu știu sigur, mă rog, n-am întrebat, că nu am ajuns în punctul ăla. O persoană de sex feminin. Da, o persoană de sex feminin, care am văzut tot de când a intrat pe ușă că nu o să nu o să facem. Nimic, ca să spun așa, că nu o să semneze, nu o să ia garsoniera respectivă în chirie? Ai simțit-o? Nu, nu pe ea, pe mine. Adică Aha. am văzut și am zis, ok, cum în 10 secunde, cum merge domnișoara și cum se uită și ce face și așa, nu mi-o doresc de, de chiriaș. Adică, și dacă își dorește aici, nu cred că o să o aleg pe ea, o să aleg pe altcineva. Și uh, a fost interesant că, din momentul ăla, practic, ne mai având nicio așteptare, și nu mai conta, Adică, voiam totuși să o las să se uită, să vadă, să pună întrebări dacă o interesat. Nu voiam să spun, știți, ați venit până aici, dar nu vreau să semnesc cu dumneavoastră, așa că vă rog să plecați. Dacă au mare femeie întrebări, sau doamna întrebări, nicio problemă, pot să răspund. Nu a întrebat, s-a uitat un pic. A zis, da, mulțumesc. Și am întrebat-o eu atunci, și mai, și mai curios. Puteți să-mi spuneți cum vi se pare că să știu așa, pentru viitor, pentru mine, dacă mai sunt alte persoane, poate mai învăț ceva din ce vor chiria. Și mm -hmm. a zis că uh, îmi place garsoniera dumneavoastră, dar uh, nu îmi place uh, clădirea. Și Asta m-a uimit așa foarte mult, pentru că e un bloc, e destul de e foarte curat, e foarte bine întreținut, chiar atunci când urca dânsa se spăla pe scări, adică am coborât după și era acolo curat, nu avei ce să spui că nu îți place. Uh -huh. Nu arată deloc rău, e luminos holul. Știi că dacă e un hol de ăsta de garsoniere și e lung, unele sunt destul de întunecate și nu Corect. era cazul. Era o clădire renovată sau da, renovată, să-i spunem, de vreo 2 ani de zile, deci nu e că avea schelă pe ea și, domne, nu-mi place că, uite, lucrează oamenii ăștia și așa, dar nici rău nu arăta, culori drăguțe, deci nu era făcut vreun roz toată clădirea sau, nu știu, poate roz era ok, habar n vreun verde. Așa, era destul de neutru, două lifturi, adică era foarte, foarte ok pentru, sau este foarte ok clădirea respectivă pentru chirie, mai ales pentru o garsonieră. Și am întrebat, ok, dar puteți să-mi dați mai multe detalii, ce nu v-ar plăcea? Ce anume? Da, păi, eu voiam mai aproape de centru, știi, și când primește astfel de informații, clar că, de fapt, sau e ceva ce n-a vrut să spună, sau mm -hmm. e ceva ce, de fapt, însă nu voia să închirieze acolo, dar se plimba, voia să vadă cam cum e zona, poate nu mai fusese prin zona respectivă, voia să facă așa un fel de prospectare, dar nu o interesa să închirieze. Era genul de uh, om care vine la vizionarea respectivă doar ca să adune niște informații, cam puține după părerea mea, pentru că n-a pus nicio întrebare, adică dacă tot era uh -huh. acolo și voia să învețe despre zonă, să învețe despre garsoniere, ETC, putea să aibă o listă întreagă de întrebări cu care să vină de acasă. Nu a fost cazul. Și mi s-a părut, așa, o o idee, la sfârșit chiar m-am gândit, uite, este genul de persoană pe care orice ar fi găsit aici, nu ar fi mulțumit-o, că era ceva. Exact. Deci era da, genul exact. acela de cârcotaș, 100% cârcotaș, ca să zic așa, la vizionări, a venit, a văzut, nu i-a plăcut, nu știe ce, dar nu vrea să ia acolo. Da, da, pentru că abordarea e nu, nu, nu. Da, nu, da nu, nu, nu. Nu, ruptul capului, nu. Da. Ceea ce, nu știu, cumva mie, mi se pare ciudat că, practic, oamenii își pierd timpul lor, adică, sigur că mi-am pierdut și mie 10 minute, dar și timpul lor, cumva, cam. Nu știu, timpul e important, poate mai mult al lor decât al meu, ca da, timp aici? Refer, pierdut. Aici, după părerea mea, nu mai vorbim de cărcota și eventual poate putem să abordăm subiectul ăsta într-un podcast viitor, zic eu. Mm -hmm. Ne-am cam întins de data asta. Vorbim de, de persoanele antagoniste, care sunt mereu în negare, cărora okay. nu okay. le convine nimic, care A, nu acceptă nimic, prefer. totul miroase, totul pute, scuze de expresie, totul e rău. Mm -hmm. Ne ducem către Iad cu toții. Am înțeles. <laughs> și nimic nu funcționează. Am înțeles. Ok, păi uh, punem pe listă. Dacă vreți să vorbim despre astfel de persoane, vă rog să ne lăsați în comentarii și poate facem un episod special. Cu dedicație! De da, un episod dedicat acestei teme. Într-adevăr, ne cam apropiem de final, și dacă am ajuns tocmai până aici, hai să facem și recomandarea de carte de săptămână asta. Recomandarea de carte vine de la mine și e vorba de Never Split the Difference de Chris Voss. E o carte foarte bună, se găsește și în română și este despre negociere, cum să negociezi mai bine. Eu am folosit-o, am citit-o, mi-a folosit și vă invit și pe voi să, să o citiți. Da, e o carte interesantă, confirm și o recomand cu, cu mare căldură. Cătălin, îți mulțumesc pentru participare. Acesta a fost episodul 12 al sezonului 3 din podcast despre bani. Nu uitați să ne dați un like, un subscribe și să le spuneți prietenilor despre podcastul nostru. Spor! Toate cele bune, spor!